Созданием изделий из природных материалов в Молдове занимались с давних времен. Навыки и мастерство продолжают передаваться из поколения в поколение. Для некоторых народное промысло становится настоящим увлечением, которое наполняет жизнь новым содержанием и объединяет вокруг этого увлечения членов семьи. Лаура, внучка народной мастерицы Евгении Молдовану, с 6 лет обучается азам декоративно-прикладного искусства. Aici am capra cu 3 iezi din poveste. Am o pălărie și o gentuță, un complet cu tot cu mergele și câteva cercuri pentru păr. Pălăriile eu pot să o confecționez în 4-5 zile dacă mă apuc serios. Măștile undeva la 3 zile la fel, iar mergelele într-o zi și gentuța. Aici împletitura în cuzim sunt 4 fire și decor sunt niște trandafiri din pănuși și floare. В Бельском музее истории и этнографии работает выставка работ начинающих мастериц, 5 воспитанниц Евгении Молдовану. Am 5 copii care sunt prezenți astăzi aici. Și ei de la vârsta de 10 ani până la vârsta de 15 ani. Aceste lucrări sunt confecționate din material natural, prevalează mai mult materialul natural, fibre vegetale mai mult. Fibre vegetale prevalează paile și pănușile. Paie și pănuș, noi mai mult lucrăm, dar sunt unele lucrări unde am avut o lecție liberă, unde copiii au desenat sau au confecționat ce au dorit ei. O să vedeți vreo câteva și cu biseri sau îmbinate biseri și cu material din natură. Și lucruri frumoase au putut ele modela din fibre vegetale. Fibre vegetale sunt diferite. Sunt de paie, de secară, de ovăz, multe fibre. Și lucrul ăsta este un lucru foarte, foarte migălos făcut. Și terapia, uite că este pentru fibrele, pentru degețelele cele plăpânde a fetițelor. Să știți că e un lucru foarte migălos și foarte frumos. Прямо в музее на открытии выставки посетители смогли понаблюдать, как в руках мастериц рождаются изящные поделки. Класс, гада, așa, trecut în coace. Și vedeți procesul de lucru. Așa, puteți să treceți așa în jur, ca să fiți toți. Выставка будет работать до конца ноября. Музей истории и этнографии располагается на улице Лепушняну 2.